Dacă aruncăm o privire la celelalte țări din Uniunea Europeană care au renunțat la restricții, numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere și asta pentru că, afirmă Organizația Mondială a Sănătății, renunțarea a fost una extrem de bruscă. Austria este prima țară care a instituit din nou purtarea măștii de protecție ca fiind obligatorie. Dar ce ar trebui să facă România în acest context? Să revină sau nu la restricții? Mai multe țări europene, printre care se numără și Germania, Franța, Italia și Marea Britanie, au renunțat prea brusc la măsurile anti-COVID și se confruntă cu o creștere a cazurilor cu noua subvariantă foarte transmisibilă a coronavirusului BA.2, a declarat marți Organizația Mondială a Sănătății. Ce ar trebui să facă România în acest context? Ar trebui să prevenim sau să sperăm că nu ni se va întâmpla și nouă? Întrebați despre introducerea măștii de protecție, severinenii au avut diverse păreri. Ceva groaznic, nu s-a întâmplat niciodată treaba asta. Să nu putem să trăim liniștiți decât cu gândul că ne vom îmbolnăvi tot timpul și tratamente, spitalele pline. Ce să vă spun, e ceva... Dumneavoastră susțineți că ar trebui reintroduse și la noi în țară restricțiile. Da, ar trebui restricțiile pentru că vedeți că nu știm cine se îmbolnăvește. Nu știm de unde e focarul, nu știm... Nu vedeți, e ceva de groază. Stai cu de vorbă și te îmbolnăvești, efectiv. Nu se mai fac teste, nu se mai fac vaccinuri. Crezi că masca de protecție ar trebui reintrodusă la noi în țară? Nu, consider că fiecare parte poate să se protejeze prin distanțare, în spații închise. Sunt de acord cu masca. În acest moment, în România nu mai există restricții, mai exact din data de 9 martie, care a fost prima zi fără stare de alertă în România după 2 ani de pandemie. Asta înseamnă că au fost ridicate toate restricțiile, purtarea măștii, inclusiv în spațiile închise, certificatul verde COVID pentru acces la mall, în instituții sau la restaurant și formularul PLF la intrarea în țară. Atâta timp cât crește rata de infecție, de ce să nu... Să... Deci nu ați avea o problemă cu aceasta? Nu, eu mi-o port. Unde e aglomerat, eu mi-o port. Deci n-am nimic împotrivă. Mi-am făcut toate 3 vaccinurile și... Care-i problema? Și port în continuare. Deci vreau să vă protejați. Oriunde mă duc, da. Da. Și să protejez și pe altul. Nu se știe. COVID-ul poate să-l fac, poate să-l fac și eu. Nu știu, într-un fel, eu cred, n-aș dori să mai fie. Mai bine să ne protejăm și să nu mai folosim masca. Mai că vin sărbătorile de Paști, mi-aș dori foarte mult să fie așa. Mamă, atec! Deci nu v-ar bucura deloc acest lucru, să înțeleg, din reacția noastră. Din reacție? Nu. Nu m-aș bucura, dar dacă mai mari țări gândesc că... Vă purtăm cu mare drag. Ce să facem? Deci, să spuneți că n-ați fi neapărat de acord să se reintroducă masca, dar trebuie să ne protejăm. Da, da. În contextul în care numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere în tot mai multe țări după relaxarea restricțiilor, un posibil scenariu ca România să reintre în starea de alertă nu mai pare așa de îndepărtat.